Salutare și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Eu mă numesc Ciobi, iar în episodul de astăzi o să vă prezint o drujbă de la Stihl, Stihl MSA 220C. Această drujbă ați mai văzut-o pe canalul meu, funcționează cu baterii de 36V, are o greutate de 2,9 kg și precum celelalte drujbe termice, aici are un rezervor de ulei. Aici are piedica care ne împiedică pornirea sau pornirea lanțului sau când vrem să o pornim. Are o lamă de 35 de cm și funcționează, după cum am menționat, cu baterii de 36V. Acestea sunt bateriile, AP300S. Cu o baterie de genul acesta putem să tăiem aproximativ între 20 și 30 de minute, depinde de ce lemn tăiem, de grosime și de dacă e lemn mai dur sau mai moale, depinde de toate aceste aspecte. Bateria se introduce în felul acesta. O introducem, lama acum e blocată, nu pot să operez drujba. O deblochez și în felul acesta funcționează. O baterie de genul acesta are 1,8 kg și împreună cu drujba are aproximativ 5 kg. Acestea sunt bateriile AP300S. Nu o să tai cu ele astăzi, o să vă prezint o altă metodă, o altă metodă de alimentare. Iar acesta e încărcătorul de la Stihl, Stihl AL500. Cu acesta încărcăm o baterie în aproximativ 35 de minute, o baterie AP300S. Astăzi o să vă prezint o altă baterie, aceasta e bateria de la Stihl, Stihl AR2000. Aceasta e o baterie dorsală și această baterie are o greutate de 6,5 kg. Eu o să vă prezint o altă metodă de alimentare a drujbei. Acesta e cablul de conexiune rapidă. E cablul de conexiune rapidă între baterie. Partea aceasta o introducem în baterie. Am introdus-o, e fixată. Și partea aceasta o introducem în adaptorul AP de serie. Acesta e adaptorul AP de serie, așa se numește. Și partea aceasta o introduc aici, are o săgeată aici, respectiv o săgeată aici, e foarte simplu. Și totodată cu adaptorul AP de serie, în felul acesta încarc bateria, o introduc în încărcător. O să vă și arăt dacă s-a filmat. Deci în felul acesta se introduce în încărcător. Și în felul acesta se încarcă bateria. Și totodată, în felul acesta, eu pot să tai și cu drujba. O introduc aici. E la fel ca și cum am avea o baterie. Și cu această baterie, Stihl AR2000, are o autonomie de 160 de minute. Putem tăia 160 de minute fără oprire, în mod normal. Încă n-am testat-o niciodată cu drujba. Astăzi o să tăiem cu drujba, împreună cu bateria dorsală AR2000 în spate și o să vedem dacă o să reușesc să tai, dacă mă jenează cablu. O să vedem toate aceste aspecte. Bun, mă schimb, îmi iau protecțiile necesare și revin imediat. Bun, după cum am menționat, astăzi o să tăiem cu drujba Stihl MSA 220. Care funcționează cu baterii de 36V împreună cu bateria dorsală de la Stihl, Stihl AR2000. Am menționat, are o greutate de 6,5 kg bateria și o să vedem cum reușim să tăiem în felul acesta. Protecția e pe primul loc, îmbrăcămintea, casca, pantalonii. Bun, îi dăm drumul și o să vedem cum reușim să tăiem. Acestea sunt lemnele care vreau să le tai astăzi, am uitat să menționez. Am făcut puțină curățenie în grădină și aceste lemne vreau să le tai.
asta și de aici bucățele mărunte.
rămas bucata asta groasă ultima. Dacă nu mă înșel, sunt tăiate toate. După cum vedeți, le-am tăiat pe toate cam în aproximativ 15 minute. Da, sunt tăiate toate, n-a mai rămas niciuna. Ce pot să vă zic, că putem să tăiem la fel de bine și cu bateria dorsală precum cu cea normală. Ideea e că aceasta mă solicită puțin, simt puțin că mă doare spatele, cum am fost aplecat și am avut un pic greutatea asta în spate, dar pe total pot stăia, fără nicio problemă. Și cel mai important, e foarte important să fim atenți la cablu, să nu cumva să ajungă cablu la lanț, că dacă ajunge cablu la lanț, s-o sfârșit cu cablul de alimentare. Bun, acesta a fost videoul de astăzi, vă mulțumesc mult de vizualizare, vă doresc o zi plăcută. La revedere!